Hai că ne-am jucat, am râs, am glumit. Vrem să se deschidă viața. Puteți să ne dați și nouă drum la viață, vă rugăm? Că mai avem ceva de trăit. Aici stăm foarte mișto. Noul training de stat în casă a fost inventat la Murmur. Este acesta. Și o să vă văd în casă. $10,000 să trăiască familia voastră. 10,000 de subscriberi pe YouTube. Bă! Imediat bă, ajunge la 100,000. Îmi trimite aia placă de la YouTube și pac, o dăm 1,000,000 imediat. Ce aveți? Păi, doamna Amalia, păi dacă lui doamna Amalia s-a stricat cozonacul și mi-a crescut și l-a făcut să crească. Păi 1,000,000 de subscriberi la YouTube, e nimic, mă. Hai, 100,000. A, era 100,000 înainte al 1,000,000. Eu nu prea știți cu matematica, nu mi-a plăcut la școală. Eu o să ajung la 1,000,000 înainte să ajung la 100,000. Da, eu am făcut asta. O păsitură. Uitați-vă înainte să intru în live. S-a întâmplat o calamitate. Iau termicați și... Asta e mai mare ca mine, frăție. Dacă îmi cade în cap, nu se mai întâmplă live. Mor acum cu el. Salvați animalele. Am mai găsit un animal de omorât. Ha! Mamă, nu l-am omorât. Să vezi ce-mi face Miona la noapte. Credeți că putem să începem live-ul ăsta fără această dramă? Credeți? Da. S-a luat curentul și asta e. Era o muscă și am, ca să o trimitem afară, trebuie să nu mai vadă lumină și am trimis-o pe hol. Câte minute mai sunt, Răzvan? 7. Bine. O să facem emisiune așa. Acum mult. Parcă s-am trimis, nu știu dacă s-am trimis-o, da. Can I breathe and make it work? Nu, e bine. Hai ieșiți afară, domnul Adrian, că începe emisiunea, am o întâlnire de aici. Să nu-mi filmați picioarele pe placa asta, care a rămas aici de la Ina. Da? Vă pup, la revedere, să fiți sănătoși. Acum să vină și mașina, nu? Doamnele de la control. Nu vă supăra. Nu ne supărăm deloc, da? Doamnele, sunt, uite, aveți, suntem legali. Da. Da? Numai să vină mașina. Ne face plăcere că să ne punem și masca. Sunt foarte drăguțe și arătați foarte bine. Dar fă și tu cu telefonul tău sau super. Meu. Super. Da, și tu altă. Faci și mie câte o poză? Păi, sigur că da. Revedere. Este greu cu mască. Mașina suntem. Nu știu.
și am venit. Nu mai pot cu masca pe față, sunt 25.000 de grade aici. Curge apa pe noi și o să răcim, că o să ne fie cald cu astea pe față și cu haine încălduri, dar drumul ăla e funcționat frumos. De-aia răcim, nu de corona. De-aia răcim. Poartă mască și ochelari, auzi? Ți-am pun ochelari? Că n-am. Dar am pun. Stai cu masca pe față în 50 de grade. Minunat. N-ai. Nu mai pot să respir. Jur. Păi cum să stai 8 ore așa? Sunt afară, o să fie 36 de grade. Am transpirat, sunt fleașcă. Ne întâlnim cu Andreea Macri. Că trebuie să fac o poză. Și de-aia alerg. Băi, au controlarele mele, prietenele mele au postat. Au postat controlarele mele, iau-te. Fetele. Mersi, Maria și cu Ana. Mersi, las că vă dau ripost imediat. Am ieșit în parc, am ripost. Mi-au căzut alea din geantă. Mi-a căzut masca. Și cu zâmbet. Nori ăștia. Mă rog frumos, faceți ceva cu nori. Că nu era niciun nor mai devreme. Mi-a stricat parcul. Deci, plăi. N-ai, mă, nu, n-ai. Și cu nori, du-te, bă, băiatule, de aici. Mi-a stricat parcul. Asta de ziua, a fost mai pe fugă. Fugi acolo, fugi acolo, postează, fugi, a întârziat, ia mașina, aleargă, vine ploaia, de acasă începe live-ul, aleargă, să ne dați revoluția înapoi, că mi-a venit și pe voi acum. Bine, nu e și cozonat. Dacă nu e și cozonat acum, hai, capul. Da. E foame. La poliția rutier. Am o rugăminte la domnul nevas. Când schimba sensurile pe străzi în București, când ne țineți în casă 25 de luni și schimba sensurile, puneți mâna pe mail și dați repede la Google Maps un mail și spuneți am schimbat la săracii aia sensurile. Schimbați și voi în Google Maps.
că eu erau să iau pe interzis acum, că Google Maps nu știe, nici eu nu știam, că ați schimbat sensurile. Și dacă aveți timp să dați mail, că ați schimbat sensurile. De cât mail să dați? De cât? E frumos cu București. E frumos. Mie cu Paris, da. Da. Nu mai zic nimic ca să nu faci. Dar mă gândeam că vreau să ieșim din nebunia asta în care am stat 3 luni de zile cu toții și să mai vedem și lucruri frumoase, să nu mai... Am gătit în perioada asta pentru Instagram și pentru... Nu mai pot. Zici că sunt Sanda Marin, de care nu gătesc niciodată, știi? Și ți se pare că vrei să ieși, să te duci, să vezi lucruri frumoase, delicate, știi? Și de asta te-am sunat, să venim la tine, pentru că mie mi se pare că la tine este esența senzualității, când văd mereu pe Instagram ce apare de la tine, mă gândesc direct la Los Angeles, nu știu de ce, mă gândesc la petreceri, la baruri, la de acolo, la runaways, dar știi, la glamour. Nu știu de ce, poate asociez cu femeile care au purtat piesele de la tine, dar știi că o văd, văd pe Lady Gaga, pe Beyoncé, le văd îmbrăcate, știi, și mă gândesc că cumva murmur e de acolo, nu e de aici. Ești primul om la care am ieșit din casă și am mers într-un atelier sau... Da, mai fost până acum. Da. Am ieșit în parc, am fost la supermarket, dar parcă ne-am... Supermarket, da, să nu mai auzim. Da, să nu mai auzim, da. Toată lumea are nevoie să se întoarcă puțin la delicatese, știi, nu mai putem să mai facem același lucru. La lucruri delicate am să zic, nu la delicatese, la lucruri... vrem complicat, nu mai vrem simplu, vrem... glamour, vrem să ne vopsim, să ne facem unghiile, să ne punem tocuri, să... Da. Mai am trăit o perioadă de abstinență de la lucrurile astea, care sunt până la urmă simbolurile a tot ce înseamnă feminitate și senzualitate. Deci cumva cred că în perioada următoare pofta o să fie cu atât mai mare. Asta sper și eu. Îmi place ce ai zis despre LA. Mă regăsesc total. Adică și nu e din cauza că îmbrăcăm vedete la Hollywood sau... Nu e asta. Acolo văd și eu brandul cumva ca vibe. Doar că vibe vorbesc. Exact. Vibe-ul ăla de LA poate să fie și în București. Putem crea și acolo. Nu e vorba de faptul că zicem hainele astea nu sunt pentru București. Ba da, sunt. Sunt pentru vibe-ul ăla de... California, de well-being, de soare perfect, lumină perfectă ziua, de așteptare pentru petrecerea cea mai mișto seara, exact, sunset. Și de acel sunset, exact. Da. Îmi vine să plâng acum, stimoasele spectatori, că nu mai pot până când vreau să ajung și eu la Los Angeles, să știți. Eu mai și glumesc cu ai mei, știi, ca să nu-i... Adică eu nu prea sunt serioasă în vlogurile mele și să nu înțeleagă că oamenii că de acum încolo totul va fi pierdut. Nu e nimic pierdut. Trebuie să vă gândiți și să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut în astea 3 luni, pentru că e voie să le faceți și trebuie să trăim. Cel mai important e să trăim. Iar Andreea niciodată nu s-a oprit din a trăi. Chiar dacă a stat 3 luni închisă în atelier, ce ai făcut în astea 3 luni frumos? În primul rând m-am reconectat cu clientele mele directe și a fost minunat, pentru că am lansat un shop nou fix când am intrat în prima săptămână de stare de urgență
Și cred că pentru cum am gândit eu, au gândit și clientele mele cumva. Într-o perioadă în care auzeai la știri numai lucruri negative și aveai o stare de anxietate, poate de frică, nu știai ce o să se întâmple, aveai nevoie de o gură de aer de fantezie. Și noi am dat acea gură de aer de fantezie prin comunicarea noastră. Ne-am schimbat cumva și am fost în bine. Ne-am fost mult mai aproape de clienții noștri direcți. Și am comunicat într-un sens în care să creăm poveste, pentru că hainele pe care le fac nu sunt doar niște haine. E o formă pe care o iau o poveste despre senzualitate și feminitate. Și atunci, foarte concret, prin acțiuni concrete, am zis, ok, vrem să creăm această poveste. Am făcut un buton de outlet, am pus colecții din arhiv. În fiecare săptămână am venit cu un alt episod care mergea într-o tematică, să zicem, o tematică de 50s housewife, într-un context în care, să fim serioși, tocmai ai zis că ai gătit o groază. Asta, adică, am fost și nu doar tu. Am fost numai housewives. Am fost. Exact. Și eu am dat în episodul ăsta, de exemplu, un vibe mult mai senzual, mult mai de film. Am făcut o selecție din piesele mele care erau inspirate din filme din anii 50. Am făcut un playlist. Am făcut recomandări de artiști din anii 50, recomandări de filme, în așa fel încât m-am gândit așa, nu trebuie să cumpere toată lumea, știi? Da. Nu, asta e interesul meu final. Interesul meu este să le ofer gura aia de fantezie, știi? Fix alea, două minute dacă sunt, sau 30 de secunde dacă te uiți în newsletter și zici, ok, nu mă interesează poate produsul, dar mă interesează filmul ăsta, mă interesează playlist-ul ăsta și intru în modul ăla, eu am oferit ceva clientelor mele, știi? Da. Eu am fost în poveștile tale, să știi. A, da? M-am uitat, am fost în toate poveștile pe care le-ați trimis voi, eu am intrat și asta mă gândeam cum ar fi fost ca toate femeile, în loc să stea în training în casă 3 luni, să stea în body murmur și în, într-un kimonourile tale și cred că ar fi fost cool. Multe știi, femei au făcut lucrul ăsta ca un soi de terapie de ieșire din anost, din, nu știu, anxietate. Da. Și e tot timpul o terapie bună. Și acum încet, încet ne întoarcem în a ne simți din nou super femei, nu? Da. Spre asta este bună. Da. Și dacă s-a putut în timpul pandemiei să fim super femei, îți dai seama că de acum când o să se deschidă, sperăm să nu mai existe toate restricțiile astea, îți dai seama că sky is the limit. Eu așa sper. Eu sper că o să vă distrați acum, pentru că știți ce înseamnă să fiți închiși în casă și eu sper că o să vă distrați până o să explodați. Eu așa sper. Nu vă mai rețineți, pentru că într-o zi poate nu mai suntem. Și ce am făcut? Am fost fete cu minți toată viața? Nu. Suiți-vă pe mese, dansați, fiți sexy. Se poate. O să mă îmbrac niște haine de la murmur. Pentru că toată pandemia m-am uitat la ele. Pentru că nu, eu dacă nu le probez, nu știu cum vin și nu puteam să le comand, pentru că nu-mi place să termin haine înapoi. Deci hai să vedem cum, ce zici, cu ce zici. Ar trebui să mă îmbrac prima dată. Ți-aș face prima variantă, aș face-o de ieșit în oraș exact cum ai descris tu mai devreme. Bine? Să-mi promese. Da. Ok, hai. Hai. Știi, mă gândeam să-ți dau, poate, știu că ai purtat rochia asta, variantă lungă, pe negru, la un moment dat. Pe alb, în coperta de la Viva. Nu mai pun. Da. O aveam pe roșu, dar nu mai pun. Hai să facem 3 ținute și să fie pentru 3 instanțe care te reprezintă pe tine cumva. Ok. M-am pe negru, pe lavandă, pe la blaș. Da? Ar fi super mișto. Cred că lavandă sau blaș. S-ar sta super bine. Tot ce te atrage, știi ce face cu ochiul. Ai în vedere că mai am și variante de culori. Ok.
Îmi place foarte mult culoarea mov. În toate nuanțele ei. Era mică, ziceam tuturor că e culoarea mea preferată. Mi-mi place și ăsta foarte mult. Facem, ți-aș aduce un underdress. Ah, e aici, perfect. Uh-huh. Aș face-o fix așa. Ok. Ce bine îți vine culoare. Da, very nice. Deci, zi unde te duci așa. Așa? Eu aș sta prin casă, așa, exact, asta vreau să zic. Nici dezbrăcată, nici îmbrăcată, știi? Da. Fix genul ăla. Oh my God, îți vine superb. Doamne, dar ce... Da, ce culoarea vine? Îți vine da, superb. Da, culoarea, super. Lasă culoarea. Da, și culoarea e. Doamne, ce culoare sunt? Vedeți, mă? Nu mai stați în casă. Dar poți să stai și în casă, așa. Mie mi-ar plăcea așa, ca femeile să stea și în casă, așa. Așa. Voi sta în casă, dacă vreau. Și ce mișto, rochia de sub e de fapt o subrochie, un fel de flow, da, care da, e semi-transparent într-o muselină foarte subțire. Ok, dacă ai curajul și știi cu ce lenjerie să combini, poți să porți și în sine. Dar îmi place ideea asta, cum ziceam, da, la cabină. Nici mm-hmm, îmbrăcată, nici dezbrăcată, exact, știi? Exact. Doamne, ce frumos! Este superb, proiul. Și materialul e superb și cum se vede la spate și... Da, posterior îți l-am observat de prima zi în care te-am cunoscut, adică... Asta m-a consacrat. N-am ce să fac. Dar vezi ce frumos cade? Doamne, deci este superb. Și culoarea, într-adevăr, este... foarte frumoasă. Da. Vezi? M-ai lăsat încolo de cozonaci. Deci unde ai purtat ținuta asta? Sunt curioasă. Prima dată în cap, asta mi-a venit în casă. Uh-huh. Știi? Și după aia la mare. La un loft. Unde toată lumea se îmbracă exact altfel decât așa. Eu așa m-aș duce. Ca doamna mare. Deci exact așa m-aș duce. Pentru că, în mod normal, cu ținuta asta, știi, te duci la un garden party mai informal, știi? Dar nu m-aș duce la un garden party informal, m-aș duce la loft. Bine, m-aș duce la loft cu toate alea, adică acum m-aș duce oriunde. Eu care nu ieșeam în cluburi, m-aș duce acum peste tot, așa. Și la un unde m-aș duce la loft, așa și exact. Și mie mi se pare motivul. Nici nu vine să-mi dau jos. A, rămâi așa? Nu, rămâi așa că mai... Uite ce frumos ăsta. Foarte bine. Da, deci cine? Eu nu pot, de obicei nu pot rochii fără sutien. Nici dar eu. În asta nici îmi place eu. Enorm. Da. Nu stă. Niciodată. Și să știi că vine foarte bine și pe sân mici și pe sân mari. Da. Propată pe tot felul de corpuri. Aici stă foarte mișto.
Ia încearcă cu mâna așa, îl voiam să văd. Da, stai direct din profil, îmi place cum arată. Mai profil. Exact, exact. Acum. Acum. Ah, ce tare. Să știi că am fost la Paris. A fost super mișto. A fost primul sezon în Fashion Week când am găsit locuri la mese, la restaurant, unde nu găseam rezervare niciodată. Dar să nu fie deschis, că asta e tot. Prea strâmb, adică are și rol de... Foarte mișto. Frumos. Vedeți? Așa se stă în casă. Da, să înceapă evenimentele, că lavandă, doamna lavandă, mă va chema, Mrs. Lavender. Noul training de stat în casă a fost inventat la Murmur. Este acesta. Așa se va putea în casă. Da. Aia îmi plac mie, soții care cumpără la fete chestii de astea. Dar nu aia libidinoși, aia care cumpără la soții de astea, așa. Răzvan? Păi trebuie să știe, dacă e soțul tău, trebuie să știe, dacă nu știe, nu trebuie să mai cumpere nimic. Da. Am plecat la loc. Hai că ne-am jucat, am râs, am glumit. Vrem să se deschidă viața. Puteți să ne dați și nouă drum la viață, vă rugăm? Că mai avem ceva de trăit. Pa. Deci am slăbit și pentru Murmur. Și datorită lui Murmur. Pentru că de câte ori mă uitam și vedeam ceva pe Instagram plus de tine, mă gândeam, eu nu pot să intru în asta. Și nici, adică nu intram, nu eram fericită, că tu ai făcut la un moment dat și cu Big Sizes. Da. Dar eu nu aș fi fost fericită în ele. Știi? Da, știu ce zici, pentru că fiecare femeie are un alt size, de fapt. Exact. Adică eu sunt confortabilă să am 36, am o înălțime destul de mică, eu așa mă simt bine, să am măsura 36. Sunt femei care arată foarte bine la măsura 40. Da, da. Că sunt înalte, sunt bine proporționate. Păi, era 40 undeva pe care l-am pus eu. Da. Știi că te amenințam eu că eram mai grăsuță? O să-ți vorbești, o să vin înapoi. Am venit înapoi.